Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot pentru anul 2021 pentru zodia Capricorn. Aceasta va fi o etalare de tarot generală, prin urmare este important să vizualizezi atât videoul pentru zodia ta, cât și pentru ascendent, lună sau orice alt semn zodiacal în care ai o aglomerare de 4 sau mai multe planete. Voi extrage câte o carte pentru fiecare lună din anul 2021 ca să vedem energia generală a acestui an pentru Capricorn și pe urmă vom clarifica pentru dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară pentru fiecare trimestru în parte. Hai să vedem care sunt riscurile și oportunitățile pentru Capricorn în anul 2021. Începem cu ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Energia de la capătul acestei etalări, energia pentru tot anul 2021 pentru Capricorn, este turnul. Wow! O energie de transformări, de schimbări karmice, lucruri care sunt menite să dispară din viața voastră pentru a face loc pentru alte lucruri mult mai frumoase, mult mai benefice pentru voi. Această carte face ordine în viața voastră, face curat, elimină tot ce nu vă mai este de folos. Și chiar dacă în momentul în care suferiți aceste pierderi, aceste decepții, aceste lipsuri, lucrurile par foarte nasoale, fiți fără grijă pentru că toate lucrurile sunt cu un scop. Și o să vedem exact de ce la mijlocul anului o să apară și acest scop pentru voi. Hai să luăm fiecare lună în parte. Pe luna ianuarie, februarie, martie și aprilie avem doar cărți negative. O să fie un început de an foarte greu pentru Capricorni. Da, Jupiter și Saturn v-au părăsit zodia. Energia se mai ușurează, dar rămâne acolo Pluto și acum Pluto rămâne singur. Nu mai e cu el nici Marele Benefic, nici Marele Malefic. Pe de o parte, Jupiter, Marele Benefic, mai ușura din energia plutoniană. Saturn, pentru că era la el în domiciliu, în Capricorn, iarăși vă ajuta, vă susținea. Acum, pe zodia voastră a rămas doar Pluto. Și Pluto aduce pentru voi exact această energie de turn, exact această energie de moarte, mai ales că moartea este o carte guvernată de zodia Scorpion. Zodia Scorpion este guvernată de planeta Pluto. În luna ianuarie, cu siguranță, veți simți pe propria piele foarte, foarte multe transformări. Transformări majore în gândire, exprimare, în mod de acționare, în relațiile voastre, în jobul vostru, în locuința voastră, pe toate nivelurile existenței. Luna ianuarie pentru Capricorn este o lună de transformare, mai ales pentru acei Capricorni care sunt născuți în ianuarie. Folosiți-vă de nou an, de ziua voastră de naștere, de toate aceste noi începuturi ca să vă transformați esența voastră. Renunțați la ce nu vă mai este de folos și treceți la următorul nivel al existenței voastre. Nu aveți de ales aici, nu mai există cale de a merge în urmă, pentru că aici destinul vine și vă forțează cu turnul, vă forțează cu moartea să faceți o schimbare. În luna februarie avem aici Cinciul de Săbi, o carte de comunicare, o carte de certuri, de discuții în contradictoriu. Cineva o să iasă învingător, cineva o să piardă din această confruntare verbală intelectuală. Dacă voi sunteți cei care ieșiți învingători din această opoziție, asigurați-vă că nu le faceți în ciudă celor care au pierdut, pentru că lucrul ăsta o să vă facă pe voi să păreți foarte prost. Dacă voi sunteți cei care ați pierdut această discuție, acest argument, această înfruntare a minților și a vorbelor, nu e o idee bună să mergeți pe la tot să vă plângeți că vai de mine am pierdut, pentru că nu o să obțineți reacția la care vă așteptați. E posibil ca oamenii pe față să vă arate simpatie și
compasiune, dar în esență o să-și facă o imagine foarte, foarte proastă despre voi. Mare atenție pentru toți capricornii în luna februarie, să demonstrați autocontrol, nu vă plângeți atunci când pierdeți și nu vă batjocoriți adversarii atunci când câștigați, pentru că ambele variante o să se reflecte foarte urât asupra voastră și o să vă coste foarte scump în viitor. Pentru capricorni, primele 4 luni din an sunt un moment de creștere, un moment de maturizare forțată. E momentul să renunțați la toate aceste comportamente imature pentru că vă fac foarte mult rău. Luna martie vine aici cu nouăle de bâte, o altă carte negativă. În urma tuturor schimbărilor, transformărilor, confruntărilor care au avut loc în primele 2 luni ale acestui an, capricornii se simt nesiguri pe ei. Vă lipsește încrederea. Nu mai știți pe ce cale să o apucați. Această carte vă spune că sunteți pe direcția corectă, trebuie doar să vă redobândiți încrederea în voi înșivă. Și asta nu poate să vă dea nimeni din exterior, asta trebuie să o găsiți voi în interiorul vostru. Aici o să aveți tendința să puneți o grămadă de ziduri de protecție în jurul vostru, nu este o idee bună să vă izolați, nu este o idee bună să vă impuneți singuri limitări, pentru că luna martie este un moment în care puteți să faceți avansuri considerabile pe direcția pozitivă pentru voi. Luna aprilie vine cu altă carte negativă, 5-ul de monede. În aprilie o să vă simțiți singuri, abandonați, ca și când nu mai aveți suport și susținere de la nimeni. Gândiți-vă oare de ce ați ajuns în situația asta, pentru că aici lunile februarie și martie mi-arată că v-ați făcut-o cu mâna voastră. Eu v-am avertizat, eu vă avertizez de 1000 de ori o să vă repet acest mesaj, dacă e nevoie. În primele 4 luni ale acestui an trebuie să învățați diplomație, să învățați să aveți încredere în voi. Trebuie să renunțați la anumite obiceiuri, la anumite gânduri, la anumite lucruri care erau destructive pentru voi, dar și pentru cei din jur. Și aici, în luna aprilie, să știți că nu sunteți singuri, doar vouă vi se pare că sunteți singuri. De ce? Pentru că toate aceste mecanisme destructive pe care voi ați fost obișnuiți ani de-a rândul să vă bazați, să vă plângeți, să obțineți tot timpul simpatie din partea celor din jur pentru că exagerați lucrurile și tot timpul reușați cumva să găsiți pe cineva care să vă creadă această poveste foarte tristă, nu mai funcționează. Nu mai funcționează pentru că aveți o vârstă și trebuie să demonstrați maturitate. Aici aveți susținere, dar trebuie să o cereți. Uitați-vă atent în jurul vostru pentru că sunt oameni care vă pot ajuta. Singura condiție ca să obțineți acest ajutor este să renunțați odată și pentru totdeauna la comportamentele negative, la comportamentele destructive. Asumați-vă cu maturitate și cu înțelepciune că aveți nevoie de ajutor și îl veți primi. Următoarele 4 luni din an vin cu o energie la pol opus, 180 de grade întoarsă față de energia primelor 4 luni. Luna mai vine cu asul de elixire, un nou început în dragoste. Orice a trebuit să eliminați din viața voastră în luna ianuarie, acele transformări pe care ați fost obligați să le faceți, atât asupra persoanei voastre, asupra mediului înconjurător, asupra oamenilor din jurul vostru, au fost cu un motiv clar, să facă loc în viața voastră pentru acest nou început în dragoste. Luna iunie vine aici cu 6 de monede. Aceia dintre voi care au știut cum să accepte o înfrângere într-un mod demn, într-un mod matur, aceia dintre voi care au știut cum să își accepte câștigurile într-un mod echitabil și să încerce să ajungă la un compromis cu cei care au pierdut, vor avea parte aici în luna iunie de foarte multă susținere. 6 de monede este cartea cea mai frumoasă de susținere. E posibil o parte dintre voi să primiți înapoi niște bani la care nu v-ați aștepta niciodată, niște bani care ați dat împrumut și de care ați și uitat, niște bonusuri, niște măriri salariale la care nici măcar nu vă mai așteptați că o să vină în viața voastră. Totul depinde de felul în care v-ați comportat în februarie. Luna iulie vine cu 4 de bâte, un motiv foarte mare de sărbătoare. Fericire, împlinire, o posibilă căsătorie, de ce nu?
Energie la pol opus față de acest nouă debut care vă vedea singuri, izolați, într-o izolare autoimpusă. Aici sunteți înconjurați de prieteni, de familie și sunteți foarte veseli, foarte fericiți și aveți și motive să sărbătoriți. Iar luna august este momentul cel mai important de cotitură în acest an. Luna august vine pentru voi cu energia carului, a fetonului, cartea care în tarot reprezintă zodia racului și este cartea exact la pol opus față de acest turn. Luna august este momentul în care puteți să schimbați dramatic cursul acestui an pentru voi. Este luna în care puteți să eliminați energia acestui turn, bineînțeles cu o singură condiție, dacă ați învățat lecțiile din primele 7 luni ale anului. Carul este și el în sine o carte karmică, la fel ca și turnul, la fel ca și moartea. Este o carte care ne arată că puteți să vă îndreptați cu foarte mare viteză într-o direcție foarte pozitivă în viața voastră, în orice domeniu, că e personal, că e profesional, orice aveți voi în minte aici, orice vreți să schimbați, în luna august se poate face această schimbare în bine. Dar ca să puteți să dirijați acest car în direcția în care doriți ca el să meargă, trebuie neapărat să fi învățat lecțiile primei jumătăți de an. Altfel, cei doi cai care trag acest car o să o ia în direcții diferite și nu o să ajungeți niciunde. E foarte important ca până în luna august să vă maturizați, să faceți schimbările care sunt necesare în viața voastră, să renunțați la comportamentele destructive, pentru că aici aveți foarte, foarte mult potențial. Acesta este potențialul de a întoarce anul pe dos, de a-l transforma dintr-un an negativ în cel mai pozitiv an pentru voi. Luna septembrie vine cu doiul de bâte. O parte dintre voi s-ar putea ca în septembrie să primească o ofertă de muncă din străinătate sau o ofertă de studii în străinătate sau pur și simplu să înceapă să lucreze în anumite proiecte care au legătură cu țări, culturi, limbi străine. Luna octombrie vine cu o altă carte karmică, Justiția, cartea care în tarot reprezintă zodia balanței. Mare atenție la balanțele din viața voastră, pentru că o să vă aduc aici mesaje foarte importante. Vedeți, cei care ați învățat lecțiile anului și aici în august v-ați luat în propriile mâini frâul destinului vostru și ați început să porniți pe drumul acesta foarte pozitiv pentru voi, în octombrie o să primiți deja și rezultatele. Bineînțeles, cei care n-ați învățat lecțiile și aici în august n-ați reușit să faceți alegerile corecte pentru voi, aici veți primi rezultatele negative. Justiția este o carte karmică care te răsplătește sau te taxează în funcție de acțiunile fiecăruia dintre voi. Oricum, luna octombrie va fi și ea o lună foarte importantă pentru voi. În luna noiembrie, cei care nu ați acționat just, corect, echitabil, etic și moral, veți avea foarte mult de suferit. O să vă faceți aici gânduri, o să fiți măcinați de probleme și de gânduri. Această carte este o carte negativă în plan intelectual. Sunt lucruri care vă macină pe interior. Și nu doar că vă macină pe interior, riscă să vă strice și luna decembrie, luna sărbătorilor, pentru că sunteți prinși iarăși în ciclul acesta de gânduri negative. Și dacă permiteți să rămâneți în această energie, riscați să ratați toate șansele pe care Universul vi le oferă. Această carte vine cu foarte multe șanse în ea, doar că riscul este ca omul, persoana, individul să fie atât de prins în propriile probleme și în propria viziune asupra cum ar trebui să fie lucrurile, în ce pachet ar trebui să vină ambalate cadourile mele de Crăciun, încât nu este capabil să-și dea seama că poate cel mai frumos cadou pe care poate să-l primească este ambalat într-o hârtie maro, simplă de împachetat. Trebuie să riști ca să câștigi. Acceptă cadoul de la Univers, chiar dacă e ambalat într-o hârtie simplă maro, pentru că nu știi niciodată, înăuntru s-ar putea să fie un diamant. Și acum hai să clarificăm pentru situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară, fiecare trimestru în parte.
Pentru primele 4 luni din an, ianuarie, februarie, martie, aprilie. Pentru dragoste, îndrăgostiții, sănătate, treiul de bâte, bani, carieră, situație financiară, moartea. Ok, bun. Hai să vedem cum se combină energia fiecarei cărți de clarificare cu fiecare lună în parte. Îndrăgostiții, cartea care în tarot reprezintă zodia gemenilor, reprezintă și nevoia unei alegeri. O alegere făcută cu mintea sau cu sufletul? Răspunsul e niciuna. Alegerile corecte le faci atât cu mintea cât și cu sufletul. În luna ianuarie, moartea vine cu o schimbare, cu o transformare în situația voastră de dragoste. O parte dintre voi s-ar putea să se despartă de partenerul, partenera cu care ați fost împreună până acum. O parte dintre voi s-ar putea să își găsească un nou partener sau parteneră. Pentru cei care sunteți deja în relații serioase și nu aveți gânduri de despărțire, este o schimbare energetică în relația voastră. Se schimbă dinamica puterii în relație. Se schimbă ceva, poate apare un copil, poate unul dintre voi își pierde locul de muncă și toată responsabilitatea financiară cade asupra celuilalt. Aici ceva se schimbă în relația voastră și trebuie să faceți o alegere. Vă convine să mergeți așa mai departe? E ok această schimbare pentru voi? Da sau nu? E foarte important să faceți o alegere atât cu mintea cât și cu sufletul. Luna februarie riscă să vină cu certuri în cuplu. Mare atenție aici, cât sunteți dispus să riscați pentru un anumit lucru. Cât sunteți dispus să insistați asupra unui fapt, să insistați asupra ideii că voi aveți dreptate, cât de important este această ceartă, această discuție, acest conflict pentru voi. Merită să vă riscați toată relația pe el, da sau nu? Aici alegeți-vă prioritățile foarte atent. În luna martie e posibil ca un capricorn să se simtă foarte singur în relație și în urma discuțiilor din februarie, fie că ați ieșit câștigători sau pierzători, să vă simțiți aici foarte singuri și să puneți niște bariere în jurul vostru, să nu permiteți partenerului, partenerei să penetreze aceste bariere pentru că vă simțiți vulnerabili. Nu vă simțiți în siguranță în acest parteneriat. Luna aprilie adâncește acest sentiment de singurătate, dar este doar un sentiment aparent. Dacă vă uitați atent în jurul vostru, sunt oameni care sunt dispuși să vă ajute. Dacă această relație este într-adevăr importantă pentru voi, luna aprilie este momentul în care să căutați un terapeut, un psiholog, un consilier marital. Dacă nu vă permiteți acest lucru, puteți să mergeți la biserică, sunt preoți care vă pot ajuta în această direcție, puteți să apelați la prieteni, la rude, la cunoștințe, la oameni în care aveți încredere, oameni care reprezintă o anumită autoritate și vă pot ajuta, vă pot consilia în această direcție. Pentru o parte dintre voi, e posibil ca aici să apară ruptura față de instituție, să apară divorțul sau despărțirea, din păcate, dar doar pentru o mică parte dintre voi. În sănătate avem treiul de bâte. Primele 4 luni din an ne indică o perioadă în care capricornii își primesc răsplata acțiunilor din trecut. Dacă ați avut grijă de corpul vostru, acum o să aveți parte de răsplată pozitivă. Dacă nu v-ați îngrijit corpul cum ar fi trebuit, acum o să suferiți din această cauză. Mare atenție la posibile inflamații și la ușoare stări febrile, pentru că treiul de bâte fiind o carte de foc, poate să indice posibile probleme în această direcție. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici moartea, încă o dată moartea. Transformări la locul de muncă, transformări în afaceri, transformări financiare importante pentru capricorni. Transformări care sunt inițiate încă din luna ianuarie, nu sunt inițiate de voi, sunt inițiate de instituția pentru care lucrați, de compania pentru care lucrați, de superiorii voștri. Nu sunt neapărat ceea ce vă doreați sau ceea ce vă așteptați în cariera voastră. E posibil aici în luna februarie să aveți discuții, certuri, viziuni contradictorii în ceea ce privește traiectoria voastră profesională. Mare atenție aici la ce discutați și cum discutați, pentru că riscați să antagonizați tocmai acei oameni care ar putea să fie de partea voastră.
În luna martie o să vă simțiți destul de singuri, destul de izolați, nu mai aveți încredere în nimeni și în luna aprilie la fel. Mare atenție, luna martie și aprilie, pentru că acest sentiment de singurătate, de izolare, ca și cum voi ați ieșit pierzători din toată această situație, este doar aparent. În esență, lucrurile nu sunt așa. În esență, aici, în lunile ianuarie și februarie, a trebuit să se facă o corecție de traseu, pentru că traseul de carieră pe care erați, efectiv, nu mai era fezabil, nu mai e de viitor. Situația actuală în industria în care operați, în economia mondială, este de așa natură încât traiectoria voastră profesională nu mai era fezabilă. Trebuia să se facă această corecție de traseu. În esență este o corecție pentru binele vostru, dar că voi încă sunteți destul de răniți în orgoliu vostru și nu reușiți să vedeți aceste lucruri. Hai să continuăm cu clarificările pentru următorul trimestru, lunile mai, iunie, iulie și august. Și avem aici niște cărți care s-au întors. Hai să vedem. În dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Lucrurile se întorc la pol opus, după cum puteți să și vedeți. Hai să luăm fiecare carte în parte. În dragoste avem aici 10-le de monede. Posibilă căsătorie, logodnă, apariția unui copil, transformarea relației la următorul nivel de stabilitate. O carte de longevitate care împreună cu elixirul, cu asul de elixire ne arată o legătură de tip suflet pereche, o persoană alături de care vă vedeți construindu-vă o viață. 6-le de monede ne arată că aveți și susținere de la univers, de la prieteni, de la familie, de la toți oamenii care vă înconjoară. 4 de bâte ne arată un mare motiv de sărbătoare și carul, pornirea pe o nouă direcție în viață. Acei capricorni care sunt singuri pot aici în luna mai să-și cunoască sufletul pereche alături de care să pornească foarte repede la drum pe o direcție extrem de stabilă. Cei care sunteți deja căsătoriți și n-ați avut aici în ianuarie parte de o ruptură, luna mai o să reprezinte un nou început emoțional în relația voastră, care o să vă aducă mai multă stabilitate, mai multă fericire și o să vă ducă pe o direcție mult mai bună în relație. Lucruri foarte bune la mijlocul anului pentru relații. În privința sănătății, pentru perioada mai-august avem karma. Dacă în primele 4 luni din an se întrezărea doar așa la orizont cam ce roade poate să culeagă capricornii în privința sănătății, în funcție de acțiunile din trecut, următoarele 4 luni din an vin clar cu plata sau răsplata capricornilor. Pentru majoritatea văd că aceste lucruri sunt lucruri pozitive, da? Fiindcă avem aici doar cărți pozitive. Asul de elixire, 6 de monede, 4 de bâte, carul, toate sunt cărți pozitive. Împreună cu karma, am impresia că majoritatea capricornilor ați avut grijă de sănătatea voastră și acum o să beneficiați de roadele muncii depuse în trecut, de roadele efortului depus în trecut. Cei care nu ați avut grijă de sănătatea voastră, mai aveți aici o șansă în luna august să faceți această schimbare radicală și să aveți mai multă grijă de voi. În bani, carieră, situație financiară avem regina de bâte. Pentru capricornii tineri, începând cu luna mai, o să apară în viața voastră o persoană foarte carismatică, o persoană de autoritate cu poziție socială sau cu rol de conducere într-o companie, într-o organizație, care o să vă ofere ajutor, o să vă ofere sprijin, o să vă fie mentor, profesor, o să vă învețe meserie și o să vă ajute, o să vă ghideze. Pentru capricornii mai maturi, e posibil ca voi să deveniți această regină de bâte,
să deveniți o persoană foarte carismatică, foarte căutată la locul de muncă. Această schimbare, care ați fost reticenți să o acceptați în primele 4 luni ale anului, o să vă dați seama începând cu luna mai că era cel mai bun lucru care putea să se întâmple pentru voi în carieră. Pentru că vă duce la un nou nivel de stabilitate și nu doar că o să vă aducă stabilitate financiară, pentru că vedem aici cu șasele de monede că din luna iunie vine și stabilitatea financiară și în iulie o să aveți motiv de sărbătoare din acest punct de vedere, dar o să vă facă și mai entuziasmați de noua voastră poziție, de noul vostru rol, de activitățile pe care trebuie să le faceți zi de zi la locul de muncă. Vedeți cum toate se întâmplă pentru un motiv, cum acest turn în primele 4 luni efectiv o să vă curețe casa, o să arunce la gunoi tot ce e vechi, tot ce e prăfuit, toate lucrurile, oamenii, gândirile, emoțiile care nu vă mai sunt de folos, pentru că uitați ce binecuvântări absolut superbe vă așteaptă la mijlocul anului. Hai să vedem pentru finalul anului, în dragoste avem cartea Capricornului, The Shadow Side, umbra, diavolul, în sănătate 9 de monede și în bani, carieră, situație financiară, regele de monede. Ok, interesant final de an, hai să ne uităm pe fiecare carte în parte. În dragoste a apărut umbra. Diavolul, cartea care în tarot reprezintă Capricornul. O parte dintre Capricorni e posibil aici, începând cu luna septembrie, să fie nevoit să-și urmeze dragostea sau să-și caute dragostea în străinătate. Pentru o parte dintre voi e posibil ca voi sau partenerul vostru să primească o ofertă de muncă din străinătate și să se pună problema ce facem. Continuăm cu relația la distanță? Ne căutăm amândoi un job acolo în străinătate, renunță unul dintre noi la oferta de muncă în favoarea relației, cum o să procedați de acum înainte? Dacă unul dintre parteneri este obligat să renunțe la visul său pentru a fi alături de celălalt partener, aici justiția din luna octombrie ne arată că nu a fost alegerea echitabilă, nu a fost alegerea corectă și acest lucru o să pună foarte mult presiune pe relația voastră. Pentru acei capricorni care își obligă partenerul, partenera de viață să ia o decizie, să renunțe la ceva în favoarea lor, lucrurile o să se întoarcă împotriva voastră pe finalul anului. E foarte important aici să nu cedați tentației de a da un ultimatum partenerului sau partenerei voastre, pentru că acesta nu este lucru just, nu este lucru echitabil și acest lucru o să vă aducă gânduri negative, o să vă aducă foarte multă tristețe și nu o să vă împlinească pe termen lung. În privința sănătății, avem aici pentru ultimele 4 luni din an nouăle de monede. O carte de stabilitate, o carte care îmi indică că aveți o stare de sănătate ok. Anul acesta nu va fi problematic din punct de vedere al sănătății. Temele cele mai importante și problematice pentru Capricorni vor fi dragostea și finanțele. Pentru acei capricorni care au făcut anumite schimbări în modul lor de viață, în lifestyle, în alimentație, în terapiile, tratamentele, suplimentele alimentare pe care le iau aici în lunile august-septembrie, este posibil ca pe finalul anului să vă îngrijorați, să nu știți sigur dacă ați făcut decizia corectă sau nu. O să știți lucrul acesta din octombrie. În octombrie o să vedeți semnele pe care organismul vostru vi le dă. Dacă tratamentul, terapia pe care ați început să-l urmați în august-septembrie este ok sau nu, este compatibil sau nu cu organismul vostru. În general, văd aici pe sfârșitul anului că vă faceți mai multe griji decât este cazul, e o posibilă tendință către ipohondrie, să vi se pară că sunteți bolnavi sau suferiți de anumite boli când de fapt nu este cazul, pentru că corpul vostru pare destul de solid, destul de robust, pregătit să înfrunte sezonul rece din plin. Dacă simțiți că aveți anumite probleme, bineînțeles, consultați-vă medicul, dar în general eu nu văd motive de probleme pe partea asta de sănătate, de aceea nici nu am insistat foarte mult pe ea. Și hai să vedem pe bani, carieră, situație financiară, anul se termină foarte, foarte frumos pentru Capricorn.
cu regele de monede. Un an care pe partea de situație financiară, bani și carieră a început cu moartea, cu o transformare radicală, o transformare pe care capricornii nu și-au dorit-o, nu au căutat-o, a venit peste ei vrând nevrând și se termină cu regele de monede, cu mult mai multă stabilitate financiară decât ați avut la începutul anului. Cei care aveți de făcut o alegere aici în luna septembrie, dacă vă îngrijorați pe finalul anului, nu știți sigur dacă ați făcut alegerea corectă sau nu, uitați-vă iarăși înapoi la luna octombrie, la semnele care erau acolo în octombrie și o să vă dați seama dacă ați făcut sau nu alegerea corectă. În orice caz, ați ajuns la o stare destul de bună financiară. Sunteți regele de monede sau, pentru cei tineri, aveți susținerea unui rege de monede. Vă susține din spate o persoană foarte stabilă, o persoană cu poziție de conducere, un manager, un director, o persoană influentă care vă ajută și vă susține în carieră. Sunteți pe traiectoria corectă. Vă așteaptă foarte multă abundență financiară. Poate nu o să vedeți rezultatele chiar imediat în noiembrie-decembrie, dar cu siguranță începând cu anul următor o să începeți să vedeți din ce în ce mai mult aceste rezultate financiare. O etalare foarte interesantă pentru capricorni, cu părți pozitive și părți negative, un an în care capricornii, vreți, nu vreți, trebuie să vă maturizați, trebuie să renunțați la anumite obiceiuri negative, destructive, pentru că aveți foarte, foarte mult potențial pozitiv. Un an plin de transformări, un an karmic pentru voi, un an în care puteți să faceți corecțiile de traseu necesare în viața voastră. Înainte să finalizăm acest video, vreau să vă las cu un gând frumos pentru anul 2021. O să extrag o carte din aceste carduri Puterea Gândului. Până când amestec eu cărțile, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video și, bineînțeles, să urmăriți atât pentru ascendentul, zodia, luna voastră, cât și pentru orice semn zodiacal în care aveți 4 sau mai multe plasamente planetare, ca să vă faceți o imagine mai completă asupra lucrurilor care vă așteaptă în anul 2021. Și avem aici o carte care a vrut să sară pentru Capricorn. Casa mea este un rai. Îmi binecuvântez casa cu iubire. Aștern iubire în fiecare colț, iar casa mea răspunde iubitor cu căldură și confort. Sunt împăcată. Un mesaj foarte frumos pentru Capricorn, atunci când anul acesta 2021 vine cu prea multe schimbări și nu mai știți cum să faceți față tuturor acestor transformări, veți găsi confort în casa voastră, în familia voastră. Aceștia sunt cei care o să vă susțină de fiecare dată când aveți nevoie, mai ales în primele 4 luni din an, dar și în restul anului. Bazați-vă pe rădăcinile voastre, bazați-vă pe acele lucruri solide, fixe, pe care le cunoașteți de când v-ați născut. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine până la final, vă doresc să aveți un an 2021 minunat, sper să puteți să profitați de tot potențialul pozitiv al acestui an. Și nu vă lăsați înfrânți de primele 4 luni care sunt mai dificile pentru voi. Până data viitoare, pa, pa!